Ce bine este că avem un timp special. Un timp special în care să stăm în prezența Mântuitorului, în prezența Lui Dumnezeu, pentru că El vrea să stea cu noi. El dorește ca să stea cu noi. Iată, eu stau la ușă și bat. Vrea să stea în fiecare zi, dar într-o formă specială, în sabat, Dumnezeu ne vorbește. Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul Său, Dumnezeu ne vorbește prin frații noștri, ne vorbește prin natură, și noi avem nevoie să fim dispuși să îl ascultăm. În seara aceasta, titlul prelegerii este atunci când munții se prăbușesc și văile se înalță. Dar până când să ajungem acolo, aș dori să studiem un pic și să ne orientăm atenția asupra vieții lui Ioan Botezătorul. A felului în care el intră în scenă și începe să proclame Evanghelia. Vă invit să deschideți Evanghelia, să deschideți Scriptura în Evanghelia după Ioan, la capitolul 1 și să începem să citim de la versetul 19 până la versetul 23. Iată mărturisirea făcută de Ioan, când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și leviți să-l le întrebe, tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit. A mărturisit că nu este Hristosul. Și ei l-au întrebat, dar cine ești? Ești Ilie? Și el a zis, nu, nu sunt. Ești prorocul? Și el a răspuns, nu. Atunci i-au zis, dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuți? Eu, zice el, sunt glasul celui ce strigă în pustie. Ne teziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Apar aici uh, câteva întrebări uh, care îl confruntă pe Ioan cu identitatea lui. Cine ești tu? El spune că nu este Hristosul. Apoi spune, ești Ilie? Și spune, nu. Ești profetul? Și spune, nu. Atunci, cine ești? Uh, este foarte interesant cum uh, deși Ioan este Ilie, este profetul, el spune, nu sunt. Pentru că Ioan era concentrat asupra mesajului pe care el, asupra chemării și mesajului pe care el îl proclama. Eu, spune el, sunt glasul celui ce strigă în pustie. Era Ilie, era Ioan Ilie? Vă întreb pe dumneavoastră, era Ilie? Da-și sau nu? Haideți să citim în Luca, la capitolul uh, 1, Luca, capitolul 1, versetul 13, de la versetul 13 la versetul 17. Să citim la versetul 12. Zaharia s-a spăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica. Dar îngerul i-a zis, Nu te teme, Zahario, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată nevastă ta Elisaveta, îți va naște un fiu, care îi va pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie. Și mulți se vor bucura de nașterea lui. Căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele Maicii sale. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor, va merge înaintea Domnului în Duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să găsească Domnului un norod bine preparat pentru el. Iată că aici Îngerul face o legătură că el va merge înaintea Domnului în Duhul și puterea lui Ilie. Apoi, în Matei 11, de la versetul 12 la versetul 14, vă invit să citim și textul acesta, găsim o altă mărturie care ne spune că Ioan era Ilie. Matei, capitolul 11, de la versetul 12 la versetul 14. Din zilele lui Ioan Botezătorul, spune Domnul Hristos, până acum împărăția cerurilor se ia cu năvala și cei ce dau năvala pun mâna pe ea că și până la Ioan au prorocit toți, au prorocit toți prorocii și legea. Și dacă vreți să înțelegeți, El este Ilie care trebuia să vină. Domnul Hristos spune că Ioan este Ilie. Și de asemenea, în Matei, capitolul 17, de la versetul 10 la versetul 13, vă invit să citim, Matei, în capitolul 17, de la versetul 10 la 13, spune Până ucenicii i-au pus întrebarea următoare. Oare de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie? Drept răspuns, Iisus le-a zis. Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Dar vă spun că Ilie a și venit și ei nu l-au cunoscut. Ce au făcut cu el, ce au vrut. Tot așa are să sufere și fiul omului din partea lor. Ucenicii au înțeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezător. Ioan Botezătorul este întrebat, ești Ilie? Și el spune, nu. Totuși, Mântuitorul spune că el este Ilie. El este cel de-al doilea Ilie. Ioan Botezătorul este întrebat, ești profetul? Și el spune, nu sunt. Deși Domnul Hristos spune că el este un mare profet. Dacă deschidem în Luca la capitolul 7, vă invit să deschidem la Evanghelia după Luca, la capitolul 7, versetul, de la versetul 24 la 28, Luca 7, de la versetul 24 la versetul 28. După ce au plecat trimiși lui Ioan, Iisus a început să spună noroadelor despre Ioan. Ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? atunci ce-ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi, iată că cei ce poartă haine moi și cei ce trăiesc în desfători sunt în casele împăraților. Atunci și ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da, vă spun, mai mult decât un proroc. El este acela despre care este scris, iată trimit pe solul meu înaintea, înaintea feței tale, care îți va pregăti calea înaintea ta. Vă spun că dintre cei născuți din femei, nu este niciunul mai mare, decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în Împărăția Lui Dumnezeu este mai mare decât el. Iată că Domnul Hristos îl numește profet. Este întrebat, ești Ilie? Și spune nu. Ești profetul? Și spune nu. Vezi dumneavoastră cum mari oameni al Lui Dumnezeu, ei nu sunt concentrați pe statutul lor. Ei se concentrează pe mesajul pe care ei îl dau de transmis. Ioan era convins că el împlinește profeția. Cu alte cuvinte, atunci când atunci când fariseii și cărturarii care erau deranjați de autoritatea lui, el întreabă: "Cine ești tu?" El nu spune, "Eu nu sunt. Nu sunt nici Ilie, nu sunt nici profetul deși era Ilie, deși era profetul. El se concentrează asupra mesajului. "Eu", spune el, "sunt glasul celui ce strigă în pustie." zis calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Cu alte cuvinte, Ilie spune, eu nu am apărut la întâmplare. Eu împlinesc o profeție. Despre mine vorbește profetul Isaia. Și putem vedea în vedem lucrul acesta în Luca capitolul 3, este amintit din nou aspectul acesta, să deschidem în Luca capitolul 3, de la versetul 2 la versetul 6, Luca capitolul 3, de la versetul 2 la 6, zice și în zilele marilor preoți, Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu, a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. Și Ioan a venit prin tot ținutul din împărățile Iordanului și propovăduia botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor. După cum este scris în, în cartea cuvintelor pro, uh, prorocului Isaia, iată glasul celui ce strigă în pustie. Pregătiți calea Domnului, neteziții cărările. Orice vale va fi astupată, orice munte și orice deal va fi prefăcut în loc neted. Căile stâmbe vor fi îndreptate și drumurile zlănțuroase vor fi netezite. Aici apare mesajul din Isaia, capitolul 40. Vă invit să citim și mesajul original din Isaia, capitolul 40, versetul 3 la 5, unde spune, un glas strigă în pustie, Pregătiți, un glas strigă, pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți în locuri uscate un drum pentru Dumnezeul nostru, orice vale să fie înălțată, orice munte și orice deal să fie plecate, Coas, uh, coastele să se prefacă în câmpii și strâmb, uh, strâmbătorile în vâlcele. Da? atunci se va descoperi slava Domnului și în clipa aceea, orice făptură o va vedea, că gura Domnului a vorbit. Când Ioan este întrebat, cine ești tu? Deși el era Ilie, deși el era profetul. El nu răspunde și nu spune, sunt Ilie, sunt profetul. El spune, eu am apărut în mijlocul vostru ca o împlinire a profeției. Eu am împlinit, eu am apărut ca să împlinesc profeția. E foarte important uh, să înțelegem sau să reușim să ne demonstrăm identitatea noastră cu cuvântul scripturii. Cine sunteți voi? Cine ești tu? Cine suntem noi adventiștii? Este o altă întrebare, pentru că acum vom trece puțin la cel de al treilea Ilie. Și dumneavoastră știți că noi într-un anumit fel ne identificăm cu cel de-al treilea ei. Vreau să spun că predica aceasta am pregătit-o prima dată pentru tatăl meu. Pentru că tata îmi punea de multe ori această întrebare. Eu m-am botezat, am intrat în Biserica Ortodoxă la vârsta de 19 ani, când studiam la Facultatea de Silvicultură din Brașov și tatăl meu îmi spunea noi suntem ortodoxi de 2000 de ani. Voi ați apărut acum 150 de ani. Cine sunteți voi? Cum ați apărut voi? ce cu voi în lumea asta? Noi suntem creștini de 2000 de ani. Și eu trebuia să-i dau tatălui meu argumente. Și am dat argumentul acesta cu Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul spune, nu sunt Ilie, nu sunt profetul, însă el spune un lucru. Eu împlinesc o profeție. Eu nu am apărut la întâmplare. Biserica Adventistă. Mișcarea Adventistă nu a apărut la întâmplare. Mișcarea Adventistă are și împlinește o profeție. Și vreau să vă întreb pe dumneavoastră, care este profeția? Iată, vedem că Ioan Botezătorul își demonstrează identitatea lui și autenticitatea lui cu cuvântul Scripturii. Despre Ioan vorbește profetul Isaia, în capitolul 40, de la versetul 3 până la versetul 5. El ce eu împlinesc această profeție, spune Ioan Botezătorul. Dumneavoastră, cine sunteți? Cine este Biserica Adventistă? Care este cartea noastră de identitate? Unde ne găsim locul în Scriptură? Apocalips? Unde? Capitolul 10, versetul 11. Dar mesajul pe care îl transmite Biserica Adventistă, așa cum Ioan Botezătorul spune, eu transmit un mesaj, eu împlinesc un mesaj. Care este? Apocalips, capitolul 14. La fel cum Ioan Botezătorul spune, eu nu am apărut la întâmplare, Biserica Adventistă și noi, Mișcarea Adventistă, nu a apărut la întâmplare. Despre noi vorbește Cartea Apocalipsei. La fel cum despre Ioan Botezătorul vorbește Profetul Isaia, despre Biserica Adventistă, despre mesajul ei, vorbește Cartea Apocalipsei. Așa încercam eu să explic tatălui meu, de ce adventiștii au apărut nu acum 2000 de ani, ci acum 105, 160, acum mai mult? Pentru că Biserica Adventistă nu a apărut la întâmplare, la fel cum și Ioan Botezătorul nu apare la întâmplare. El are o bază în Scriptură. La fel și noi avem o bază în uh, Cartea Apocalipsei aș vrea să fac o paralelă între cel de-al doilea Ilie, care este Ioan Botezătorul, el spune, nu sunt, dar el împlinește. Domnul Hristos spune despre el că este Ilie și cel de-al treilea Ilie, care suntem noi, care este mișcarea adventă. Dacă citim, de exemplu, mesajul pe care îl transmite Ioan Botezătorul, în Matei, capitolul 3, găsim, găsim scris mai mult despre mai multe lucruri despre Ioan și despre mesajul lui, veniți să deschidem în Matei, capitolul 3, și să facem o paralelă între cel de-al doilea Ilie și cel de-al treilea Ilie. Matei, capitolul 3, de la versetul 1 la 12. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudei. El zicea, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan, care este cel de-al doilea Ilie, vestește un eveniment, un eveniment glorios, prima venire a Domnului Hristos. Cel de-al doilea Ilie vestește de asemenea un eveniment pentru toată planeta, cea de-a doua venire a Domnului Hristos. Mișcarea adventă, cel de-al treilea Ilie, vestește la fel o cea de-a doua venire a Domnului Hristos. Uh atât al doilea Ilie, cât și al treilea Ilie, nu apar la întâmplare. În Ioan Botezătorul spune, despre mine vorbește profetul Isaia. Noi spunem despre noi, vorbește cartea Apocalipsei. Apocalipsa capitolul 14. În al treilea rând, ambii au un stil de viață special. În Matei, capitolul 3, versetul 4, spune, da, versetul 3 spune, Ioan este acela, care fusese vestit prin prorocul Isaia, când zicea, iată glasul celui ce strigă în pustie. Pregătiți calea Domnului, teziți-i cărările. Ioan nu apare la întâmplare. Biserica Adventistă nu apare la întâmplare. Apare pe baza profetică, pe baza profeției. În al treilea rând, ambii au un stil de viață special, diferit. Eu am purtat o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și mere sălbatică un stil de viață diferit. Poporul, cel de-al treilea Ilie, are un stil de viață diferit. Se promovează și am promovat atât de mult acest stil de viață diferit. Apoi spune mai departe, locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeia, versetul 5, și din toate împrejurările Iordanului, au început să iasă la el și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Ambii, atât cel de-al doilea Ilie, că și de-al treilea Ilie, botează pe baza pocăinței. De fapt, botezul a fost cel care spune, dar atunci, dacă nu ești nici Ilie, spune mai departe, nu ești nici profetul, de ce botezi? Cine ți-a dat această autoritate? Aici erau, practic, cărturarii și farisei erau deranjați de autoritatea lui Ioan Botezătorul. Și de-aia ei întrebau, cine ești tu? Explică-ne cine ești. Ambii botează în baza pocăinței. În Apocalips, capitolul 14, versetul 6 și 7, putem să deschidem în cartea noastră de identitate, dar cred că aceste versete ar trebui să, să le știm pe de rost. Da? Pentru că asta e, aici vorbește Scriptura despre noi și despre mesajul pe care îl avem. Apocalips, capitolul 14, versetul 6 și 7, spune și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului, cu o evanghelie veșnică, pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi, oricărei norod. El zicea cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Foarte, foarte interesant este, în al cincilea rând, ambii proclamă o bun, în al cincilea rând, ambrii proclamă o viață creștină autentică. De exemplu, Ioan Botezătorul în Matei, capitolul 3, de la versetul 7 la 9, zice Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saduchei că vin să primească botezul lui, i-au zis, pui de și cine va învăța să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pucăința voastră. Și să nu credeți că puteți zice în voi înși vă avem ca tată pe Avram, că își vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiii lui Avram. Ambii proclamă o viață creștină autentică în Apocalips, capitolul 14, versetul 8, cel de-al treilea Elie spune, apoi a urmat un alt înger al doilea și a zis, a căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. Iar în versetul 12 spune, aici este răbdarea Sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Ambii proclamă o viață creștină autentică. În al șaselea rând, ambii proclamă o judecată prezentă. Vedem în Apocalips, capitolul 14, versetul 7, zice că ce a sosit, temeți-vă Dumnezeu, și dați temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui. Da? Și pe de altă parte, Ioan, în capitolul 3, de la versetul, 12, la versetul 10 la versetul 12 spune Iată că se curea și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. Că despre mine eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea el vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Ambii proclamă o judecată. Și în al șaptelea rând, a făcut doar șapte paralele între cel de-al doilea, cel de-al treilea Ambii proclamă și înalță pe Hristos ca unicul salvator și mântuitor, care merită închinare. În Apocalips spune, închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, marea și zvoarele apelor. Iar în Ioan, capitolul 1, versetul 29, spune Ioan, vorba aici despre Ioan, Ioan capitolul 1, versetul 29, spune, a doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Versetul 35 și 36 spune, a doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui și pe când privea pe Iisus, umblând, a zis, Iată mielul lui Dumnezeu! Atât cel de-al doilea, cât și de-al treilea, îl înalță pe Hristos ca unicul, salvator și mântuitor. Dumneavoastră puteți să faceți mai multe paralele între cel de-al doilea și cel de-al treilea. Când lumea ne întreabă cine sunteți, sau cine ești. Avem nevoie să aducem aceste argumente. Biserica Adventistă nu a apărut la întâmplare. Ea a apărut și împlinește o profeție. Despre mesajul ei a vorbit Ioan, în carte, vorbește Ioan în Cartea Apocalipsei. Avem o bază biblică. Noi n-am apărut la întâmplare. Și așa încercam eu să explic tatălui meu, că la fel cum Ioan Botezătorul nu apare la întâmplare, și apare ca să împlinească o profeție care era scrisă către Isaia, la fel noi, a popor al lui Dumnezeu, popor advent, cel de-al treilea Elie, am apărut ca să împlinim o profeție, un mesaj. Avem un mesaj pe care îl transmitem în lor. Însă, abia acum am ajuns la tema să studiem puțin mesajul acesta, pentru că atunci când Ilie apare în scenă, munții se prăbușesc, și văile se înalță. Ce înseamnă lucrul acesta? Vă gândiți dumneavoastră să, să ne întoarcem din nou la uh, Isaia, capitolul 40, unde vorbește despre mesajul, despre profeția pe care o împlinește cel de-al doilea Elie, și anume Ioan botezătorul. Un glas strigă în pustie. Pregătiți, un glas strigă, pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți e, în locuri uscate, un drum pentru Dumnezeul nostru orice vale să fie înălțată, orice munte și orice deal să fie plecate. Ne oprim doar aici. Ce credeți dumneavoastră că ar putea însemna aspectul acesta sau lucrul acesta? Evident, nu este vorba despre o realitate care se explică aici, realitate fizică. Se vorbește într-o formă metaforică. Munții se prăbușesc și văile se înalță. Într-o lume care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, această lume se împarte în două categorii. Abuzatori și victime. Într-o lume unde Dumnezeu nu există, cei care sunt mai puternici se transformă în abuzatori și cei care sunt mai slabi se transformă în victime. Și tocmai într-o astfel de lume vine Ioan Botezătorul și într-o astfel de lume suntem noi trimiși, ca cel de-al treilea Ilie, în care, atunci când Ilie apare în scenă, munții se prăbușesc și văile se înalță. Felul în care noi tratăm pe oameni, felul în care noi ne adresăm oamenilor, face ca cei care sunt victime să înceteze să mai fie victime. Și face ca cei care sunt abuzatori să înceteze să mai fie abuzatori. Atunci când Hristos vine în viață, când Hristos este acceptat în viața unei unei persoane, el este ori într o situație de abuzator, ori într o situație de victimă. Multe din căsătorii, multe din relații se transformă într o relație de tip abuzator-victimă. Când într o familie Hristos este prezent, abuzatorul încetează să mai fie abuzator și victima încetează să mai fie o victimă. Munții se prăbușesc și văile se înalță. Este o explicație pe care o dau eu acestui mesaj. Fără Hristos, lumea se are doar două categorii. Când Hristos este prezent, lumea are cea de-a treia categorie. Acei care a victimelor care sunt salvate, a văilor care sunt înălțate și a munților care sunt plecați. Este viața noastră, influența noastră în lumea aceasta, de așa natură încât, prin comportamentul nostru, prin cuvintele noastre, prin caracterul nostru, atunci când venim în contact cu lumea, să-l prezentăm pe Hristos care. De fapt, El este Cel care face lucrul acesta, Duhul lui Dumnezeu este Cel care face lucrul acesta, ca munții să se prăbușească și văile să se înalțe. Dacă vă uitați la mesajul lui Ioan, botezătorul, el aducea un mesaj de, de dreptate, de, de, de dreptate socială. De fapt, el moare tocmai din cauza aceasta, pentru că îl acuză, îl acuză pe Irod pentru felul lui de viață. Deci... Ioan Botezătorul are un stil de viață. Și cred că cel de-al treilea Elie are nevoie de asemenea de această influență, de această putere care vine prin Duhul lui Dumnezeu. Care face ca lucrurile să se echilibreze. Și dumneavoastră că țările cele mai dezvoltate din lumea noastră, sunt cele că, țările care au trecut prin reformă. Pentru că atunci când reforma intră în viața noastră, munții se prăbușesc și văile se înalță. Țările care sunt cele mai dezvoltate astăzi în lumea noastră au avut la bază reforma. Au avut la bază cuvântul lui Dumnezeu care a prăbușit munții și a înălțat văile. Și sunt țările cele mai dezvoltate din lumea noastră. Revoluția, cei care au trecut, sau țările care au trecut prin revoluție, ei au spus răul este în guvern, trebuie să eliminăm răul și să, luăm, să eliminăm guvernul și să guvernăm noi, pentru că și noi sunt la fel de răi până la urmă. Însă reforma spune răul este în mine, eu sunt responsabil. Reforma cuvântul lui Dumnezeu e cel care schimbă, care transformă, care ne ajută să trăim într-un într echilibru. Uh, există țări în, în lumea aceasta unde există o mare diferență, de exemplu în Mexic, Este o mare diferență între clasele bogate și clasele sărace. România are totuși o clasă de mijloc, care este numeroasă și dezvoltată, dar văd diferența între munți și voi și în aspectul acesta. Sigur că aici intră și mai mulți, mulți factori. Uh, în area de dezvoltare economică, socială și așa mai departe. Dar are ceva, într-o anumită măsură, mesajul lui Ilie are o legătură și cu diferențele acestea foarte mari între clasele sociale. Când Ilie, soldații îl întreabă pe Ilie, ce să, pe, pe Ilie, pe Ioan Botezătorul, ce să facem? E ce să nu cereți mai mult decât lefurile voastre, să nu vă transformați în abuzatori. Dar fiecare întreabă și el este, el aduce dreptatea socială. El este cel care promovează această dreptate socială. Cu alte cuvinte, atunci când Ilie apare în scenă, munții se prăbușesc și văile se înalță. Și aceasta ar trebui să fie influența pe care poporul lui Dumnezeu o are astăzi în lumea aceasta. Un alt lucru care vorbește, despre care vorbește sau despre care ne spune Biblia apare în viața lui Ilie, îl găsim în ultima carte din Maleah. Ultima carte din Vechiul Testament, mă scuzați. În cartea Maleah, capitolul 4, versetul 5 iată voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. O altă misiune pe care o are al treilea Ilie. Când apare spiritul celui de-al treilea Ilie, noi putem să ne numim cel de-al treilea Ilie, dar suntem Ilie doar dacă avem spiritul celui de-al treilea Spiritul celui de-al treilea Ilie întoarce inima părinților către copii și inima copiilor către, către părinți. Cu alte cuvinte, aș vrea să spun că cel de-al treilea, Ilie este un expert, să zic așa, și în relații de familie. Vorbeam, am mai spus lucrul acesta, până la urmă tot acolo ajung, tot la familie, în area de sănătății, avem un stil de viață sănătos, trăim cu șapte până la zece ani, mai mult decât populația în general, datorită unui stil de viață special, diferit, pe care îl are cel de-al treilea Elie, la fel cum și am botezător, avea un stil de viață diferit, însă în area relațiilor de familie suntem noi la același nivel, pentru că o, o biserică puternică este construită din familii puternice. Cel de-al treilea Elie, este un expert și în aria de relații de familie. De fapt, poate că nu atât de mult printr-o cunoștință omenească, cât mai ales prin influența Duhului Sfânt. S-au făcut cercetări care spun că nu există diferență de satisfacție în, în relația maritală între, în, în interiorul bisericii și afară în afara bisericii. Eu nu cred lucrul acesta. Eu chiar vreau să fac cercetări care să și care vor demonstra că există o diferență. E imposibil. Cum să nu fie mai fericiți aceia care l pe Hristos în viață? Cum să nu fie mai fericiți aceia care, atunci când Hristos este prezent, nu mai există abuzator și nu mai există victimă. Pentru că Hristos este acolo prezent. Sunt sigur Adventiștii autentici care l-au pe Hristos în viață au și un nivel de satisfacție în relația de cuplu mult mai înalt decât aceia care nu-L au pe Hristos. Această lucrare pe care o face cel de-al treilea Elie spune, iată voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc sara cu blestem. Foarte interesant, Ellen White spune ultima lucrare de mijlocire a lui Hristos, înainte de a-și lăsa hainele preoțești, este să prezinte rugăciunile părinților asupra copiilor. Am văzut un înger puternic trimis și mii de copii s-au și-au amintit învățăturile din copilărie și s-au întors chiar înainte ca ușa harului să se închidă. El mai spune că ultima lucrare pe care o face Domnul Hristos este de a prezenta rugăciunile părinților față de copii. Iar aici, în Maleaf, spune că Elie va întoarce inima părinților spre copii și inima copilor spre părinților în ultimul moment. Un alt lucru pe care îl face Elie. Este restaurarea relațiilor. Gândește-te cum poți să restaurezi relația ta cu copilul tău. Știți că de multe ori aceia care au autoritate și care sunt părinții, de multe ori părinții pot să greșească și de multe ori pot să abuzeze în anumite aspecte și de multe ori își dau seama foarte târziu pentru că contextul în care noi am crescut și contextul în care cresc copiii noștri sunt diferite. Și de multe ori noi am vrea ca copiii noștri să facă exact același lucru pe care îl facem noi, dar ei nu au avut contextul pe care l-am avut noi. Spunea cineva: "Vremurile grele produc oameni puternici. Oamenii puternici produc vremuri bune. Vremurile bune produc oameni slabi." Și oamenii slabi produc vremuri rele. E o diferență de cum ați crescut dumneavoastră și cum cresc copiii dumneavoastră. Și de multe ori, datorită faptului că părinții sunt cei care au autoritate, putem să facem greșeli față de copiii noștri. Și poate că este momentul să ne cercetăm. Duhul lui Dumnezeu ne va ajuta să vedem unde am greșit. Sau unde am făcut acele greșeli? Și unde putem să ne cerem iertare? Pentru ca inimile noastre să se întoarcă către copii și inima copiilor să se întoarcă către părinții lor. Spune, am văzut un înger puternic trimis și mii de copii și-au amintit învățăturile din copilărie și s-au întors chiar înainte ca ușa Harului să fie închisă atunci când eram în conferința Transilvania de Sud, am fost pentru patru ani director de educație și am, făcut, am organizat Olimpiada Părinților. Am făcut un test de 75 de întrebări. Cine dorește, am testul. 75 de întrebări care mi s-au părut cele mai importante din Cartea Îndrumarea Copilului. O carte fantastică. Nici o carte de psihologie nu poate să egaleze această carte în ce privește creșterea și educarea copiilor. L-am aplicat la un grup de părinți, și foarte puțini aplicau mai mult de 50% din ceea ce spune Ellen White în îndrumarea copilului. Și atunci eu am întrebat: Cum doriți dumneavoastră ca să aveți copii care îl iubesc pe Hristos, care sunt activi în biserică, că nu faceți nici 50% din ceea ce spune uh, Spiritul Profet? Vă recomand din suflet să citiți această carte. Pentru că spune. Acest citat și-au amintit învățăturile din copilărie. E atât de important să inves pe copiii texte biblice, să ieși cu ei în mijlocul naturii, să, să faci lucrul acesta. Eu atunci am zis, chiar în condiții excepționale, eu o să fac exact ceea ce îmi spune sau ceea ce vreau să-i învăț pe alții. Și am învățat-o pe copii, la mea texte biblice. Când venea la mine, mergeam în mijlocul naturii, fiecare weekend mergeam la biserică, mergeam în mijlocul naturii, am învățat o mulțime de texte biblice. Pe de rost. Pentru o olimpiadă, participa la olimpiadă. Când învățați pe copiii dumneavoastră texte biblice, scoateți în mijlocul naturii. Am studiat puțin ce spune Ellen White despre instituțiile de educație. Pentru că instituțiile de educație sunt construite tocmai pentru ca să salveze copiii noștri. Sunt trei lucruri foarte importante pe care le-am găsit. În primul rând, școala ar fi bine să fie în mijlocul naturii. În al doilea rând, Biblia să fie materia de bază, cea mai importantă materie din acea școală. Și în al treilea rând, profesorii să-L aibă în viață pe Iisus Hristos. De fapt, sunt cele trei căi ale Revelației. Natura, Scriptura, ca materie de bază, și Isus Hristos în viața acelora care îi conduc, care sunt mentori pentru copiii noștri. În cazul acesta, zis, există legea semănatului și a seceratului. Dacă dumneavoastră i-ați învățat pe copiii dumneavoastră, cuvântul lui Dumnezeu, dacă vă rugați pentru ei. Ceea ce ați semănat, spune că la sfârșit, chiar dacă unii s-au dus departe, ceea ce a semănat va crește. Că cuvântul Domnului nu se întoarce fără rod. Învățați-i pe copiii dumneavoastră, învățați-i texte biblice, învățați să cunoască Scriptura. Luați-i în mijlocul naturii, când sunt mici. Îmi povestea un frate la Sighișoara, Și atunci când, eram, când erau copiii noștri mici, nu aveam timp pentru ei. Acum copiii noștri s-au făcut mari. Acum nu mai au ei timp. E atât de important să creezi aceste momente speciale cu copiii. Vreau să spun că părinții mei nu au avut atât de mult timp ca să stea cu mine. Și după ce am devenit pastori, sunam o dată de două ori pe săptămână să văd ce mai fac. Dar nu simțeam așa nevoia să vorbesc cu ei. Soția mea nu poate să doarmă noaptea dacă nu vorbește o jumătate de oră sau o oră cu socrii. De ce? Pentru că părinții ei și-au luat un timp special în fiecare zi să stea cu ea. Atât de mult îi iubește încât nu poate să doarmă dacă nu vorbește cu ei o jumătate o oră, o oră, fiecare seară. Și pe mine mă bucur lucrul acesta. Însă, îmi dau seama de ce. Ea are această dorință să vorbească cu părinții ei și eu nu aveam atunci, părinții mei nu mai trăiesc, nu aveam această dorință datorită faptului că e atât de important timpul special pe care îl petreci cu copii. Mulți dintre noi suntem absorbiți de multe lucruri, însă luați-vă un timp special cu copiii dumneavoastră. Nu știu dacă ați văzut filmul Hagico. Este un film cu un câine japonez, care 9 ani după moartea stăpânului, îl așteaptă în stația de tren. Și eu mă întreb câteodată, cum e posibil să se creeze o legătură emoțională atât de puternică între un câine și stăpânul său, încât acel câine îl așteaptă 9 ani în stația de tren. De fapt, să vă povestesc puțin, asta este o istorie adevărată. S-a făcut un film după, după istoria aceasta. Stăpânul era un profesor universitar. El în fiecare dimineață, de la casa lui până la stația de tren, se juca cu câinele. Și de fiecare dată când venea de la, de la serviciul lui, de la universitate, când venea cu trenul, câinele aștepta în gare și se juca din nou cu câinele lui. Două momente de timp special cu câinele în fiecare zi. Asta a făcut atunci când profesorul a murit de un infart. 9 ani de zile, câinele mergea în fiecare masă și l-aștepta în stația de tren. Oamenii au fost uh, impresionați de această situație, i-au făcut o statuie la câinele acesta. Luați-vă timp să petreceți cu copiii dumneavoastră, să aveți o istorie frumoasă, amintiri frumoase cu copiii dumneavoastră și mai ales acele amintiri care ne ancorează în Hristos, ne ancorează în Cuvântul Lui Dumnezeu. Dacă aceste amintiri, dacă aceste cuvinte au fost semănate și chiar dacă ei au plecat pentru el, este o mare făgăduință. Rugați-vă, pentru că spune El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților ca nu cumva la venirea mea să lovesc sara cu blestem. Și spune Lenoit, ultima lucrare de mijlocire a lui Hristos înainte de a-și lăsa hainele preoțești, este să prezinte rugăciunile părinților asupra copiilor. Am văzut un înger puternic, trimis, și mii de copii și-au amintit învățăturile din copilărie și s-au întors chiar înainte ca ușa Harului să se închidă. Aceasta este lucrarea pe care o face cel de-al treilea Elie. Și avem nevoie să ne rugăm ca Duhul celui de-al treilea Elie și Spiritul celui de-al treilea Elie să vină în viața noastră. Pentru că doar așa, doar așa facem parte sau putem să demonstrăm identitatea noastră în Scriptură. Suntem. uitați, la fel cum eu am botezătorul spune, n-am apărut la întâmplare, nici noi n-am apărut la întâmplare în lumea aceasta. Avem o misiune specială. Și Dumnezeu ne așteaptă să colaborăm cu El. Dacă nu vom fi noi, vor fi alții. Dumnezeu își va încheia lucrarea. Însă El ne cheamă în primul rând pe noi. De aceea vă invit să vă deschideți inimile și să îl acceptăm pe Hristos în viața noastră și Spiritul lui Ilie în viața noastră și misiunea pe care El ne-a încredințat. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să ne binecuvinteze în sabatul acesta pe toți. Amin.